Razie în bănie, polițiștii de la rutier au desfășurat o acțiune de amploare pe străzile din Craiova, la care au chemat în ajutor și luptătorii ai Serviciului Acțiuni Speciale. Vizate au fost autoturismele înmatriculate în alte state, însă nici șoferii care au comis alte nereguli nu au scăpat de amenzi. Permis, buletin, certificat, asigurare, ITP la autoturism. Acțiunea a fost organizată ieri de la primele ore ale dimineții până la miezul nopții de polițiștii biroului rutier Craiova, reprezentanții Registrului Auto Român DOL și luptătorii Serviciului Acțiuni Speciale. Scopul raziei, care s-a desfășurat pe principalele artere rutiere din bănie, a fost prevenirea accidentelor de circulație. Prima oprire s-a făcut pe bulevardul Știrbei Vodă, în zona stadionului. Vorbim de mai mulți conducători auto care au fost depistați de polițiști în timp ce conduceau autovehicule fără a avea o poliție de răspundere civilă auto pentru pagubele produse în urma accidentelor de circulație, adică polița RCA valabilă, motiv pentru care au fost sancționați. Șoferii care nu aveau poliță RCA au primit amenzi de 1000 de lei, fiind dispusă și reținerea certificatului de înmatriculare. Nu au lipsit nici comentariile. La judecătoria Craiova, dacă nu vă fac reclamații astăzi, nu mai mult. Asigurarea a oprit-o de 200 de ori până acum, toți mascați, toată poliția în Craiova. Știi că e asigurat. Și aveți asigurare? Este asigurare și a spus că nu este valid. Eu știu că eu am acum la mașină. Eu să știu că n-am avut asigurare. Conducătorii auto au primit o dovadă fără drept de circulație. După ce își vor achita polița de răspundere civilă, se pot prezenta la poliție, de unde își vor ridica certificatul de înmatriculare și numerele. Până atunci nu mai pot circula cu autoturismele, motiv pentru care proprietarii au avut nevoie de platformă pentru a le duce la domiciliu. Pe parcursul zilei au fost verificate și 90 de autovehicule înmatriculate în străinătate. În urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 28 de sancțiuni, în valoare de aproximativ 10.000 de lei, fiind reținute 2 permise de conducere și 4 certificate de înmatriculare.